ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine ați venit într-o nouă săptămână minunată care abia așteaptă să ne ofere ce are ea mai bun și mai frumos. Normal. Și noi suntem frumoși și atunci săptămâna îți dă cum ești. Vorbește despre tine. Deci și tu arăți foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Te las și cu verdele ăsta ca să mă te uiți în ochii mei tot timpul. Nu neapărat. N-ai simțit când te-ai îmbrăcat că ai pus ochii mei pe tine? Eu prefer să mă gândesc în continuare la prelungirea verii, pentru ca noi să putem să facem în continuare chefuri la puterea a patra, cum a făcut Silvana Râciu, cum a făcut soțul ei Nicușor, Ioniță. Au făcut ei împreună o petrecere de 4 ori. Cel mai sănătos, ai 4 evenimente, le comasezi, faci o petrecere și o ține minte toată lumea. A avut cu porumbei, cu mâncăruri rafinate. Cu... El a cam lăcrimat. El? Vreți să vedeți? A plâns? Aha. Oh. Ia. Trăiți să văd că are și el copil. Mega petrecere la puterea a patra. Asta s-a întâmplat zilele trecute în familia Silvanei Râciu. Anastasia, mezina familiei, a avut parte de petrecerea de botez, i s-a rupt turta și a împlinit un anișor, iar sora ei mai mare, frumoasa Andrada, a împlinit 13 ani. Iar startul distracției a fost dat de Andrada, care și-a pus dorința cea mare într-un mod special. A ținut în mână un porumbel alb, semn al purității și al păcii, iar separat au fost eliberați mai mulți porumbei albi în aplauzele invitaților. Cum te simți? Fericită și surprinsă în același timp. Ce-ți dorești tu? Care e cea mai mare dorință acum la împlinirea celor 13 ani? Mi-aș dori un animal de companie. Ce animal să fie? Cățeluș. Dar nu mă lasă mama. Ia spune-i tu acum, ia transmite mesajul, că poate cine știe cum se îndură. Păi o să am grijă de el, dacă mă lași, îl scot la plimbare. Deci nu trebuie să te stresezi. Știu că tu te-ai agitat foarte mult cu pregătirea acestei aniversări. Povestește-mi puțin, te rog. Mama m-a ajutat. O să mai am o ținută în această seară. Ia să vedem ce ținută ai acum. O rochie roșie și niște sandale cu pietricele. Tortul este ales de mine, unul roz. Iar tortul ales de Andrada chiar a făcut senzație. Cu 2 etaje și cu tematica de prințesă, așa cum îi place ei, desertul a furat privirile tuturor invitaților. Pentru familie, de departe, acesta a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale serii. Cu micuța Anastasia în brațe, fericitul tătic, Nicușor, s-a lăsat copleșit de sentimente, iar noi l-am surprins cu ochii plini de lacrimi. Asta în timp ce orchestra și invitații îi cântau la mulți ani Andradei. Mulți ani de azi. Mulți ani de azi, da, mulți ani. Mulți ani de azi, mulți ani de azi, da, mulți ani. Când l-am văzut pe Nicușor cu ochii în lacrimi, m-am emoționat foarte tare și mi era, știi, mi-e teamă să nu plâng și eu. Cine se vrea să, cine se vrea să, da, mulți ani. În ziua de astăzi, mai greu găsești un bărbat care să fie așa dedicat familiei. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care noi îl iubim atât de mult. A urmat apoi și deschiderea serii pentru micuța Anastasia. Desigur, în ritmul care i-a consacrat pe părinții săi. E o seară plină de artiști, mulți vor cânta. Place că toată lumea este veselă, dar suntem aici cu prieteni, cu oameni minunați. Cum se anunță seara? Fierbinte! O să cânti în această seară? Cu siguranță vor cânta toți colegii Silvanei. Au venit foarte mulți oameni dragi nouă. Noi suntem extraordinar de fericiți și nu pot să cred cât de mult se distrează, cât de bine se simt și ei și atmosfera este excepțională. Eu sunt la
Eu sunt la petrecerea Andradei de data asta într-o horă mare. A fugit Andrada! De ce a fugit Andrada? Păi dacă i-am luat mai mult cu forța la hora asta. Ei, pe placul lor de fapt este alt stil. Dar pună și asta în loc de altceva. A, uite sărbătorita, ce face Andrada, unde-ai fugit? Bine, am ieșit afară să iau o pauză de la muzică. Cum e la ziua ta? E frumos, atmosfera este foarte frumoasă. Plină de veselie, de... Toată lumea dansează, toată lumea chiuie. Au cântat câțiva, urmează să cânte și alții. V-aș da așa vreo trei nume. George Rotaru. Dar eu continui să te iubesc. Lucru care bun, nu-ți de pe unde dor. Letiția Moisescu. A făcut colegul nostru George Rotaru un program excepțional și sper să decurgă acum o să intre rândușa și după aceea fiecare rând pe rând. Rupem tocurile în această seară. Ne și descălțăm, nu? Am și propus să-i facem pe invitați să se descalțe, să joace desculți. A văzut pe Nicușor și a schimbat pantofii de petrecere cu Adidas. Haideți să vedem împreună. Ce faci, mai Nicușor? Ne așteptăm la doamne să renunțe la tocuri. Dar tu ce ai făcut? Care tocuri? Vrei să-ți arăt? Sunt sportiv. Nu mai pot. Am dansat atât de mult. Păi, haide, mă, iubire, eu cu tocuri. Da? Da, stai un pic să o dau un gând, mă lași? Da. Ia să vedem acum ce ne dă Nicușor din casă. Aia sunt de pizza, ăștia-s de dans. Păi normal, după atâta joc îi trebuia și ceva mai comod, nu? I-ai cântat, deși a schimbat omul. Păi, da. Știi că... păi cum? Încă bine că n-a rămas de sculț. Și n-a apucat Brândușa să zică de două ori că l-am și zărit pe Nicușor de sculț în horă ca un adevărat dansator. La înălțime a fost Nașa și atunci când a început cel mai important moment al serii pentru Anastasia, ruperea turtei, ocazie pentru care Nașa s-a pregătit temeinic. I-am pregătit un caiet frumos, un creion, o iconiță, se pune aur, se pun bănuți, cheile de la mașină, cadoul cruciulița, simbolul credinței noastre în Iisus Hristos, o periuță ca să aibă părul frumos și lung, da, așa, și o oglindă în care să se uite și să se vadă când se piepte, când se aranjează, să fie cochetă. Dacă sunteți curioși să aflați ce obiecte a ales Anastasia de pe tăviță, priviți și vă minunați! Deci a luat așa, prima oară banii, apoi peria o să fie cochetă, apoi aurul, îi plac bogățiile, a ales și iconiță, ia uite! Odată ruptă turta, s-a dat undă verde și la mâncarea tradițional românească, pregătită atent și servită așa cum se cuvine invitaților. Mâncarea este extraordinar de bună! Atât de frumos au venit sarmalele. Hai să vedem împreună cum sunt. Ia uite-o pe Brândușa. Cum sunt sarmalele? Ca la orice petrecere, binevenite. Și mai frumoasă a devenit atmosfera după ce toți invitații au ieșit din nou la joc. În cinstea Anastasiei, dar și a Andradei. Cum e petrecerea? Absolut minunat. Parcă toată lumea a ieșit la dans. Da, pentru că avem o orchestră foarte bună și pe această cale îi mulțumesc prietenului meu, Bogdan Roman.
colegi care ne sunt nouă dragi și sunt invitați special în această seară. M-am simțit minunat în această seară, așa cum am simțit și la nunta Silvanei și a lui Nicușor acum 2 ani. Îi urez micuței Anastasia să crească sănătoasă, să-și bucure părinții, iar părinților le doresc sănătate, să o crească, să o educe și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem și la nuntă, dacă om fi sănătoși până atunci. Ia uite unde era distracția! Ce faceți, dragilor, aici? E volumul un pic ridicat la muzică și noi dansăm așa mai într-o parte un pic ca să nu... Și e costumația aleasă, are Anastasia în această seară. Da, o rochiță pe placul mămicii și a nașei, pentru că cele două minunății s-au ocupat de, să zic așa, vestimentația aleasă a Anastasiei, dar... O să ne și schimbăm, pentru că avem 3 ținute în această seară. 3 ținute? Bineînțeles, suntem o mică divă. Are și accesoriu de păr, dacă văd? Da, pe parte de vestimentație, mami și nașa sunt vinovate. Tati cu ținutul în brațe, legănat, dansat. Și costumația lui tati? Și-a ales-o singur. Dar am mai auzit ceva. Rochia lui mami, bineînțeles. Am mai auzit ceva, că tati, de fapt, ar fi ales rochia mamei, adevărat? Tati alege întotdeauna rochiile și coafiurile mamei. Cam așa arată. Și coafiura... Ai și accesoriu de păr, văd. Da, tot soțul meu le-a ales, pe toate. Cât de mândru ești de soția ta, Nicușor? Eu sunt cel mai mândru om de pe pământ. Pentru mine soțul meu este soțul perfect. Există, ca în orice familie, și momente mai frumoase și mai puțin plăcute. Ne și ciondănim câteodată, pentru că dacă cineva ar spune că nu se ceartă, ar minți. Însă relația noastră este exact așa cum ar trebui să fie o familie. Doamne, ce cavaler am sărit aici! Bună, Luca! Bună! Ce faci? Bine! Cum e în această seară petrecerea? Foarte frumos! Cât de norocos ești să ai așa două surioare, ca Andrada și Anastasia? Foarte norocos! Mă simt foarte fericită în această seară și, în general, ca mamă, ca femeie, ca om de carieră, să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții și să rămânem la fel! Emoțiile invitațiilor și le-am găsit la cotele cele mai înalte, aici, la mama lui Nicușor. V-am văzut cu ochii în lacrimi. Păi da, cum să nu fiu? Cum să nu fiu? De bucurie. De ce să fie alte lacrimi decât de bucurie? Că am trăit să văd că are și el copil la rândul lui. Mi-am dorit din tot sufletul. Nicușor, cum e Nicușor? Pentru mine... Sufletul. Sufletul și inima mea. Când o zice că aolo, mă doare ceva, să suie la mașină, că vine la țară, că noi suntem la țară, și mi-aduce tot ce-mi trebuie. Sau când au telefon, îmi trebuie aia, el e foarte, foarte. Am și eu un băiat mai mare care l-am înfiat, dar și el este tot la fel, nu mă fac diferență între unul că e înfiat și el că l-am crescut, nu. Nicușor este un băiat, pentru mine, soare și lună. Ce înseamnă Anastasia pentru dumneavoastră? Totul. Totul pentru noi, la vârsta noastră, la 78 de ani, să avem o nepoțică mică așa și frumoasă. Tot în cinstea Anastasiei și a familiei ei, a cântat la petrecere și nașa mică, Marina Roșu. M-am
bucuroasă când la botezul Anastasiei și cu toții ne distrăm de minune. O urare pentru Anastasia, îi doresc să aibă curajul să-și atingă toate visurile și să-și împlinească toate dorințele.